Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Mi se pare foarte ciudat să zic chestia asta, dar de data asta nu o să vă cer follow, o să vă cer să-mi dați subscribe. Toate celelalte conturi de TikTok, Instagram și mai departe le aveți undeva pe ecran și în descriere. Astăzi facem smash or pass cu TikToker român. Am pus acum ceva timp să-mi spuneți pe Instagram cu cine vreți să fac. Hai să vedem cine ați ales. Ok, pentru început, Dorian Popa. Eu, din câte știu, Dorian Popa nu are un TikTok, dar dacă are și nu știu eu, oricum am să reacționez. Măi, Dorian Popa e Dorian Popa, zâmbetul ăla, cheluțul, ce mai vreți voi, casa aia, așa. Trebuie să-i dau smash. Nu pot să nu-i dau smash, dar având în vedere că nu, e smash, nu mă interesează smash, orice ar fi. Când cânte noapte la ureche hâți și eu să nu dau smash, adică nu mă gândiți-vă noaptea cum stați așa și vă cântă Dorian Popa. Când vă gazela, antilopa. După aceea, Leo. Da, vai, ar putea să pornească multe chestii acest răspuns. Încă nu-l cunosc pe Leo, încă nu-l cunosc, ceea ce încă nu-mi dă motive să zic pass, așa că o să dau smash. Acum vreau să văd cum o să-mi sară toată lumea în cap. Elian. Îl iubesc din tot sufletul meu pe Elian, îmi este foarte drag, dar Elian este, nu știu, nu, eu am abia 19 ani, nu pot. Deci îl iubesc pe Elian, dar doar pentru simplu fapt că, nu, deci vrem lucruri diferite de la viață, o să dau pass. Dar eu îl iubesc pe Elian și mi este foarte drag. Marius Elisei. Deci mie îmi place foarte mult de Marius Elisei în sensul că are un vibe foarte bun, îmi place foarte mult că e așa, Caterin, că pot să râd că e foarte amuzant. O să-i dau smash pentru că nu văd de ce aș da pass. Alex Trif. Nu-l cunosc pe Alex Trif, dar gen, acum nu știu cum să zic, nu e neapărat type-ul meu, chiar nu e type-ul meu, nu știu, îmi place foarte mult ce face pe TikTok și l-am urmărit și l-urmăresc și mi se pare wow tot ceea ce face, dar nu e type-ul meu, nu, trebuie să dau pass. Asta e strict legat de smash or pass, da, e strict legat de, no, Shelly. Știți, nu știu, mie mi se pare, Shelly nu e neapărat cel mai model om, în sensul de fotomodel, dar, mamă, când văd cât de creativă e și cât de ăsta, nu, smash. Nu știu, inteligența și faptul că vezi că cineva e pasionat de ceea ce face, mi se pare așa. Vlad Munteanu. Nu știu care dintre ei, știu că unul e Vlad și celălalt e Cristi. Poate greșesc, nu știu. Nu știu care e care, dar știu că unul dintre ei e mai frumos decât celălalt, chiar dacă arată aproape la fel. Nu știu care dintre ei, dar ăla care e mai musculos. Nu știu care dintre ei, nu știu dacă e Vlad sau nu știu care dintre ei, dar le dau smash la amândoi, chiar dacă unul îmi place mai mult dintre ei, dar nu știu care. Altazar. Altazar, deci nu știu, am impresia că Altazar e și mai mic decât mine, poate greșesc, chiar nu știu, dar nu-i type-ul meu. No, chiar nu-i type-ul meu. No, trebuie să dau pass. Strict legat de chestia asta, deci e un om foarte minunat, îl iubesc, îmi place cum gândește, dar nu... Nu-i type-ul meu. Claudischi. Claudischi, îl iubesc, îl ador pe Claudischi, dar tot așa, nu-i type-ul meu, chiar nu-i type-ul meu. Luis. Tot așa, Luis nu-i type-ul meu. Îmi place ce face Luis, îl respect, foarte ok, de wow, dar nu-i type-ul meu. Plus că el e așa drăguț împreună cu Lorena, gen, însă așa de goals, nu pot să ăsta. Flavius. Nu. Nu pot, îmi pare rău chiar. Îl respect, n-am nicio treabă cu el, dar nu. Soțul șmenar. Pes. Rengle. Pes. Îl iubesc, îl ador, l-am și văzut în realitate, deci wow, ca persoană e foarte ok, dar nu-i type-ul meu. Plus că cred că eu nu sunt al lui, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Vlad Neamțu, îl iubesc pe Vlad, chiar îl iubesc pe Vlad foarte mult, e foarte drăguț, da? Așa, Vlad cred că e și mai mic decât mine. Și nu-i type-ul meu. Îl văd aici pe Pican. Pican, cât știu eu, este iubitul lui Bibi, din câte știu eu. Dar nu-i type-ul meu, nu pass, trebuie să dau pass. La Cianu e chestia că e player, e foarte player. Poți să-mi zici ce vrei tu, e player. Și gen aia memes, gen când vezi, e așa player ca el, pierd toate calitățile. Așa că trebuie să dau pass. Să fie fericit cu Mara. Că eu așa știu că ei sunt împreună, deci să fie fericiți împreună, le doresc tot binele. Sarcasnic. Da, sarcasnic, e foarte drăguț. Sarcasnic din vară, smash. Sarcasnic de acum, gen sarcasnic Anglia, pes. Nu știu, ceva s-a schimbat, dar nu-mi dau seama ce. Claudiu Simulescu. Vai, deci Claudiu e foarte drăguț și mi-aduce aminte de o persoană foarte dragă mie. Dar tot așa, nu-i type-ul meu, gen, nu-i type-ul meu, nu-i ăsta. Mă enervează. O să-i dau pes. Dar iubesc pe Claudiu și Claudiu știe cât de mult sunt eu recunoscătoare lui. Luis Barbu. Deci Luis e la fel, așa de drăguț. Claudiu e și mai mic decât mine. Luis e și el mai mic decât... Luis Barbu e mai mic decât mine, deci în primul, deci direct pes. Dar nici el nu-i type-ul meu, ai chestia. Nu-i type-ul meu, nici el. Nu, deci...
Mă gândesc așa în viitor. Dar toți ăștia la care zic așa că nu stai pe meu neapărat, dar îți și mai mici, mă gândesc în viitor. Dar nu, că gen, dacă nu stai pe meu degeaba. Gabriel Măgă. Gabriel Măgă e foarte drăguț. E foarte, foarte drăguț, foarte simpatic. Dar tot așa, nu-i type-ul meu, gen, nu-i type-ul meu, trebuie să dau pes. Marius Mâlului Y, îl iubesc pe Marius. Marius ți-a mai spus de multe ori chestia asta, te ador. Efectiv, te ador. Nu știu cât de mândră e mama ta de tine, dar sunt eu, deci eu te ador. Dar ești mai, Marius e mai mic decât mine. Marius e mai mic, trebuie să dau pes. E mai mic decât mine, n-am ce să fac. Zic Cătălin Ionuț. Da, Ionuț e foarte drăguț, sau că nu știu exact cum vrea el să-i se spună. E foarte drăguț. Dar nu-i type-ul meu. Nu, îmi place de el, e foarte amuzant, aș trebui de cred. Cred că dacă ne-am cunoaște, am râde împreună, dar nu-i type-ul meu, trebuie să dau pres. Mihai Teleleu. Deci țin minte că înainte să fie cu Mara, mi se părea drăguțel. Deci am zis că eu, era așa, interesting. Dar cum e acum, ceva s-a schimbat, s-a schimbat el sau ceva, nu știu, nu mai ca atunci, sau nu știu exact, dar nu pes. Dar e foarte de treabă și îmi plac glumele lui, da? Cred că asta a fost cam tot pentru videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Puteți să-mi dați orice sugestii pe Instagram, pe TikTok, aici în comentarii, vă rog, cu ce videoclipuri ați vrea să fac. Am să fac și videoclipuri de gătit aici, dar pentru început, până când mă acomodez și eu, vă acomodați și voi, am zis că să încep așa mai ușor. Mi-ar plăcea să fac și vloguri, dar bineînțeles că mi-ar plăcea să știu ce v-ar plăcea vouă să vedeți, pentru că, na, e mai drăguț. Vă rog din suflet să dați subscribe la acest canal, like la acest video, follow pe Instagram, TikTok, unde mai vreți voi și vă mulțumesc de vizionare, v-am pupat!